tomorrow. It almost breaks my heart, 'cause I'm so afraid that we will have to part. Each night I ask the stars up above, why must I be a teenager in love? One day I feel so happy, next day I feel so sad. Salud. I guess I learned to take the good with the bad. Ce faci? Why must I be a teenager in love? Dar o să vă rog să mă puneți în lateral. For nobody but you, I'll be a lonely one if you should say we're through. Well, if you want to make me cry, that won't be so hard to do. Bună ziua, bine ați venit! Viitoarea familie Ichim Andronache. Noi am pregătit câteva cuvinte pentru momentul de astăzi. Dragi prieteni și minunată familie! Atunci când l-am cunoscut pe Andrei, aveam doar 19 ani. Eram încă mică și habar nu aveam ce-mi doresc. Însă cu siguranță am știut din prima clipă că între noi doi va fi magie. Nici până acum nu știu cum de mi-am luat inima în dinți și am scris la mulți ani pe 30 noiembrie. Domnul Ichim mi-a răspuns imediat și dintr-una în alta, nu pot să vă mint, mi s-a lipit la fix de suflet. Eh, numai bine că a doua zi mi-a urat și el la mulți ani, de 1 decembrie. Da, așa scuze și-a găsit Andrei să-mi scrie și să mă invite în oraș. La prima întâlnire, mi-amintesc și acum, era viscol afară, se întâmpla pe 2 sau pe 3 decembrie. Nu mai simțeam nimic, nici vânt, nici frig, doar fluturii sălbatici din burtă. Și am vorbit despre orice, despre iubire, despre Dumnezeu, destin, trecut, prezent și viitor. Cum deam două urme din naștere pe picior, cum deși a dedicat viața dansului, ce ne place să mâncăm duminica sau cum iubim să călătorim. Tot ce a rămas de făcut a fost să creștem împreună, să ne îndeplinim visele, ținându-ne de mână, încurajându-ne unul pe altul, mereu în culisele sufletului. Andrei, iubirea vieții mele, ești mai mult decât orice mi-am dorit vreodată de la un partener. Mă faci să mă simt ca în dimineața de Crăciun, chiar și când este vară. Mă iubești, mă ocrotești și mi-ești acasă oricând te îmbrățișez. Mă faci să-mi doresc să fiu cel mai bun om din lume. Așa că îți promit că de azi încolo te voi strânge în brațe mereu când vei avea nevoie de încurajare. Îți voi săruta fruntea mereu când vei fi obosit. Și te voi ține de mână o eternitate, până vom fi bătrâni și nu vom mai putea dansa ca și acum. Tot ce-mi doresc e să rămânem la fel și să zâmbim la fel de îndrăgostiți unul spre celălalt. Te iubesc, nu este îndeajuns pentru ce simt pentru tine. Dragă Ana, sunt fericit și recunoscător că mă aflu aici, în fața ta, a familiei și a prietenilor noștri. Pe data de 30 noiembrie 2016 am primit un mesaj pe Facebook cu ocazia zilei mele de naștere, în care cineva pe nume Ana Maria Donicioaie mi-a spus și citez: la mulți ani, două puncte, steluță. Am răspuns ca orice om normal: mulțumesc, două puncte, steluță. Și a doua zi m-am gândit la cea mai bună replică pentru a continua discuția. Aceasta a fost: la mulți ani. Pentru că era Ziua Națională României 1 decembrie. Am propus să ne vedem la o cafea, să ne cunoaștem mai bine, am petrecut Revelionul împreună, apoi am devenit un cuplu și ne-am spus pentru prima dată: te iubesc. Ana, îți promit că voi lăsa viața să ne surprindă, voi privi cu pozitivism ce va oferi și nu voi mai răspunde la mesaje de la mulți ani. Am început să lucrăm împreună din 2018, când am înființat Academia noastră de dans. Începutul nu a fost ușor, dar acum, după 5 ani, am reușit să ajungem între cei mai cunoscuți profesori de dans din România. Nu aș fi putut face asta fără tine, de aceea îți mulțumesc.
Ana, îți promit că te voi iubi toată viața, atât în momentele bune, cât și în cele grele. Am făcut primul pas spre a întemeia familia noastră când ne-am mutat împreună în chirie, chiar înainte de pandemie. Pot spune chiar că am forțat nota și ne-am luat un cățeluș pe nume Hugo, primul membru al familiei noastre. Părinții mereu ne-au ajutat atunci când am avut nevoie și de aceea le mulțumim. Într-un final, anul acesta ne-am cumpărat propriul apartament pe care l-am transformat în căminul nostru. Ce am învățat de aici? 1. Că familia e importantă și că ar trebui să o prețuiesc mai mult. 2. Nu e o idee bună să-ți iei câine dacă stai în chirie. Ana, îți promit că voi fi mereu alături de familie și dacă ne vom muta la o casă, o să mai luăm un buldog francez. Sunt onorat că ești soția mea și abia aștept să ne petrecem toată viața împreună. Foarte frumos! Cetățenii Ichim Andronache Andrei, de bunăvoie și nesilit de nimeni, e în căsătorie pe cetățeana a Donicioaiei Ana Maria Ștefania? Da! Cetățeana a Donicioaiei Ana Maria Ștefania, de bunăvoie și nesilită de nimeni, e în căsătorie pe cetățeanul Ichim Andronache Andrei? Da! În urma consimțământului dumneavoastră, liber exprimat, vă declar căsătoriți. Felicitări! Felicitări familia Ichim Andronache! My hidden treasure chest, golden grand piano, my beauty focus EOU. Ooh, ooh, I'd lose it all. Ooh, ooh, I'd lose it all. Give me one reason why I should never make a change. Give me one good reason why I should never make a change. Baby, if you owe me, then all of this will go away. My house in Budapest, my hidden treasure chest, golden grand piano, my beautiful Castillo, you. Ooh, you. Ooh, I leave it all. Ooh, for you, ooh, you, ooh, I leave it all. Haideți, vă rog, în umila mea locuință. Deci astăzi este ziua cea mare, ne-am trezit cu toate forțele. Și acum mai dăm, facem o cafea, îmi fac părul, îi dăm acțiune. Băgăm produs în el cât să nu mai fie în supermarketuri astăzi, da? Deci nu o să fie, poți să dai toporul în părul ăsta când o să miște. Să fie sharp, să nu iasă niciun fir de acolo. La latină, la chel, e puțin așa mai rebel, să spunem. Facem mai fixat. Și dăm produs până când la propriu nu mai este. Nu voi supăra. Vreau să vezi acum spectacolul în metal. Hai, nu o faci. Îmbrac un brăjitor. Ia, hop! Ia uitați acum, Hugo, cât e de fresh. Hugolina. Hai, Hugo, sus! Deja este foarte cald. Cum ar fi? Hugo. Dar nu trebuia să ajung acolo. Trebuie să ajungă și cavalerii curând. Tata m-a ajuns cu papionă. Am zis că e acum. Acum se bagă și după aia se trage. Care e rost, așa e.
Suntem aici, pe lateral. Salut, Andrei! Salut! Ce faci? Bine! Bine, te-am găsit! Deci, pump! E gură! Măcar nașul a fost găsit! Care e momentul pe care l-așteptați cel mai mult de acum până când se termină nunta? Radu. Să dansez la nuntă. Denis. Să beau. Radu. Cocktailurile. Să vă dansă mirele. Marin. Beau un spes cu celor să dansez. Bun, și la ce oră credeți că o să plecați? Să vedem după aia rezultatele. La ce oră o să părăsiți incinta evenimentului? Radu. 4. 4. Nu când ajungi acasă, cât treci de acolo. 4 jumate. 3-4. Așa să fie, o să vedem după. Eu sunt în formă, aștept să fac review-ul, am fost acasă, m-am relaxat, am stat în halat, m-am uitat pe YouTube, am fost cu Radu, eram la aer condiționat, afară sunt 50 de grade, dar aici e bine, așa că așteptăm să facem review-ul, să vedem cum arată Ana în rochi de mireasă. Let's just keep spinning, spinning, spinning. Just keep going around, going around. You've got me running in circles. I can't keep both feet on the ground. Let's just keep spinning, spinning, spinning. Just keep going. Să curgă șampania. Nothing but sunshine. Sunshine and happiness are all that's around us now. And I haven't felt. În momentul review-ului, vedem ce s-a întâmplat. Eu n-am văzut rochea până acum, o să fie prima oară când o văd. Și legat de plâns, nu știu dacă o să plâng. Eu am mai repoțit la punea civilă, așa că vedem ziua asta cine rezervă. Poate zic așa și cine știe. O să încep să plâng de când e review-ul până după dansul mirilor. Sau o să fiu un bărbat feroce și o să fiu de piatră și nu o schițez niciun gest toată ziua. Vom vedea! Mergem, urmează reveal-ul. Sunt emoționat acum, urmează să o văd pe Ana pentru prima oară în Rocky. N-am văzut-o până acum, n-am vrut să-mi arăt, deci probabil toată lumea de aici, chiar și voi, cei de pe internet o știți, eu nu o știu momentan, dar așteptăm să coboare Ana, nu știu unde acum. La un moment de aleasă bucurie a unirii voastre a celor doi, Andrei și Ana Maria, un nume, iată, binecuvântat și la unul și la altul.
și din acest moment formați cu adevărat o familie creștină cu binecuvântare. Slujba cununiei cuprinde cele mai multe binecuvântări față de alte slujbe care și ele cuprind binecuvântări, dar Biserica Rânduiți și Sfinții Părinți ca aici se adune cele mai multe pentru că e nevoie de multe binecuvântări atunci când se încheagă o nouă familie. Știu că vă cunoașteți mai de mult și reprezentați un model pentru alți tineri care vor să se căsătorească și îi îndrumați în anumite feluri pentru a se prezenta cât mai bine la acest moment de bucurie. Și este arta un mod de a te apropia de Dumnezeu mai mult decât orice alt mijloc. Fie că vorbim de muzică, fie că vorbim de dans, fie că vorbim de pictură sau alte expresii ale artei, toate acestea te nobilează și se ridică sufletul către Dumnezeu mult mai ușor și mai repede decât alte mijloace. Ori voi, practicând această artă și spre folosul altora, cu adevărat, sunteți pe o traiectorie către cer, ceea ce nu e puțin lucru. Multe îndemnuri cred că vi le dau și vi le vor da nașii pe care i-ați ales, deși la fel de tineri, cu experiență de familie puțin mai înaintată și cu siguranță că au capacitatea și dorința și disponibilitatea de a vă îndruma atunci când e nevoie. Vă dorim să aveți împreună o viață frumoasă, aleasă, să vă priviți în ochi cu aceeași bucurie ca și acum toată viața, să vă țineți de mână cu aceeași dragoste cum o faceți acum toată viața și să fiți într-un dans permanent al vieții pentru tot restul vieții voastre. La mulți ani, cu sănătate! La mulți ani! La mulți ani! Specială pentru acești minunați artiști, Ana și Andrei, Caruso, să pornească dansul mirilor. E dove il mare luccica, e dove tira forte il vento, sulla vecchia terrazza, davanti al golfo di Sorrento.
abbraccia una ragazza dopo che aveva pianto. Poi si chiarisce la voce e ricomincia il canto. Din partea Anei, din partea Merese, o surpriză.
pentru toți invitații. Și haide să dăm drumul! Așteaptă strigători, murea, murea de frică, zghilește toată lumea, moi, pamporea îți desică. Zghilește toată lumea, moi, pamporea îți desică. Pentru fete. Ne pregătim și toată lumea sare și of a different kind. We ruled
the world. I thought I'd never let her outside. We were so young, now the memories on the wall. I hear the songs on the places where I was born. Upon the hills across the blue lake, that's why I had my first heartbreak. I still remember how it all changed. Vreau să vă că voi singur și... Să aplaud familia Nedelcu pentru Răzvan, cei mai frumoși dansatori din seara asta. Ok, și mai avem treabă în seara asta. Așteptăm domnișoarele aici pe ringul de dans. În acea colivie frumoasă este buchetul Anei, buchetul Miresei. Niciun fel de problemă. Iată că avem o viitoare mireasă, o câștigătoare aici. NMD, let's go! Să spun că am greșit, dar tu nu vrei să asculti nici măcar te uiți la mine. Iubito, nu e bine, mă lasă de la tine. Și sunt vinovat de ce plecare vină viața mea. Nu vreau decât dragostea ta, nu vreau decât să fie a mea, nu vreau decât să înțelegi cât de mult te iubesc. Fără tine nicio clipă nu pot să trăiesc. Și voi nu pot să cred că
mai tare. Totul era bine, amândoi de mână ne primam. În nopțile târzii, sub ploi ne sărutam. În ochi te priveam și spuneam că iubesc să te părăsesc. Niciodată nu voi iubi o altă fată. Întoarce-te, iubito, vreau să fim din nou ca altă dată. Nu pot să cred că m-ai uitat. Împreună.